Ieri, la Orăștie, s-a desfășurat cea de-a 53-a ediție a festivalului Călușerul Transilvanian. Tradiționala întrecere între păstrătorii vechiului dans bărbătesc, înscris în patrimoniul imaterial UNESCO, a adus în orașul Paliei cete de călușerii din mai multe localități din județele Hunedoara și Alba. Categoric, acest eveniment nu se poate realiza și fără sprijinul Casei de Cultură, a Consiliului Județean. Sunt foarte mulți oameni implicați, este un efort financiar din partea Consiliului Județean, a Primăriei Municipiului Orăștie și, nu în ultimul rând, din partea fiecarei administrații publice locale, pentru că, o să vedeți, sunt foarte mulți primari care se implică, foarte mulți oameni care sunt la centrele lor, la căminele lor culturale. Este o pregătire cu câteva săptămâni înainte să pregătesc aceste cete de călușeri. Deci este o muncă și ne bucurăm că reușim să păstrăm tradiția și iată la Orăștie a 53-a ediție. Sperăm să meargă în continuare, să putem să avem mulți ani de acum încolo păstrate tradițiile. Este o tradiție deosebită și îl felicit pe primarul municipiului Orăștie, pe domnul Bălan Ovidiu, pentru că a reușit să strângă atâtea cete de călușeri din toată zona. De asemenea, felicit pe toți primarii, fiindcă an de an reușesc să mențin acest obicei deosebit în această zonă și trebuie să ne ocupăm și noi mult mai mult, pentru că călușerul transilvanian niciodată să nu dispară. Este un obicei și o tradiție extraordinară. La mulți ani tuturor celor care sunt și la mulți ani hunedorenilor. Ceea ce este foarte important este faptul că acest obicei este un obicei apreciat, un obicei, iată, care se bucură de participarea numeroasă a publicului. Și nu doar aici în Orăștie, ci sunt convins că dumneavoastră și multă lume știe că în comunele, în satele de unde acești tineri vin, în perioada sărbătorilor de iarnă este foarte, foarte prezent în casele celor de acolo. Noi, ca organizatori, suntem, iată, obligați, moral vorbesc, să păstrăm aceste tradiții, să le avem în calendarele noastre de acțiuni și sunt convins că și anii care vor veni vor avea pe agenda județului Hunedoara acest eveniment deosebit de important, Călușerul Transilvanian. Ca în fiecare an, pentru orăștieni, festivalul Călușerul Transilvanian este vestitorul sărbătorilor creștine de iarnă. Potrivit tradiției, în preajma Crăciunului, călușarii colindă din casă în casă, vestind nașterea Domnului.